Dar să vedem ce s-a propus cu revoluția asta fiscală și ce s-a realizat, nu? Adică să ne uităm ce zice nota de fundamentare a modificărilor și dacă s-au realizat cele spuse acolo. Mai exact, guvernul a zis, bă, trebuie să facem asta pentru că aia și ailaltă. Păi hai să vedem ce ziceau guvernanții că se va întâmpla. Ia uite, notă de fundamentare. Creșterea puterii de cumpărare în urma majorării veniturilor lucrătorilor va stimula cererea internă pentru consum și investiții. Măsurile fiscale propuse în domeniul impozitului pe venit au de asemenea un impact social semnificativ. Veniturile și câștigurile salariale nete se vor majora, asigurând creșterea puterii de cumpărare a lucrătorilor fără o presiune suplimentară asupra costului forței de muncă a angajatorilor. Pe scurt, ce a vrut să spună poetul? Facem acest transfer de contribuții pentru că prin această măsură vă crește vouă, nerecunoscătorilor care ieșiți acum în stradă plătiți de multinaționale, puterea de cumpărare. Păi se vorbește despre asta? Nu se vorbește dacă nu cumva o să scadă puterea de cumpărare. Deci nu că e o diferență între ce v-ați propus și ce urmează să realizați. E o prăpastie, mă, tâmpiților. În vreme ce executivul dă asigurări că oamenii vor avea lefuri mai mari, unii bugetari din administrație deja și-au făcut calcule. Funcționarii publici vor pierde un sfert din salariile promise, iar alții vor câștiga doar câțiva lei. Nici pensiile nu au scăpat. Guvernul a luat decizia de a scădea contribuția achitată la pilonul 2. Și încă o minciună mică, așa, de final. Adică, na, dacă tot plângem pe la televizor, domnul Mișa, măcar să nu spunem prostii, că nu ne mai crede lumea. Doamne, nu-mi trece asta. Cum o să plângi la televizor și să spui că ai copii acasă? Penibil. Se reduc contribuțiile sociale de la 39,25 la 37,25, deci are loc o reducere a contribuțiilor sociale cu 2%. Băi, băiatule, minți! Știi de ce minți? Știi de ce minți? Pentru că ăia 39% sunt 39% din ceva, iar ăștia 37% sunt 37% din altceva. Baza de impozitare cocoșel este cu totul alta. Nu, nu e nici măcar ca și cum ai compara mere cu pere. E ca și cum ai compara mere cu bere, smiorcăilă. Da, hai că și eu stâmpit, serios. Păi de ce vorbesc eu cu Mișa? Ia să vorbesc eu cu Liviu Dragnea. Domnul Dragnea, cum stau, domne, lucrurile până la urmă? Haideți că dumneavoastră trebuie să ne lămuriți. A? Domnul Dragnea, gata? Vi s-a luat? Nu mai serviți? Știți ce? Pare că dumneavoastră l-ați lăsat pe Tudose, iar Tudose l-a lăsat pe ăsta mic, pe Mișa. Parcă te vă, Nea Livache, mâine, poi mâine. Dragi români, îmi pare rău, dar eu nu sunt finanțist. Adresați-vă guvernului, eu n-am nicio treabă. Am fost și plecat în perioada aia, ca la legile justiției, tati. Vai, dar eu nu sunt jurist, vorbiți la guvern, cum să? Dar, Matale, ce ești, bre, până la urmă? Vrei să zicem noi ce ești? Nu cred că vrei. Și nu... nu e nici ora la care putem să zicem așa pe bune.